Bine te regăsesc! Semaforul semnelor ortografice este o activitate prin care îți dezvolți capacitatea de a utiliza corect semnele ortografice. La culoarea roșie, observi greșelile din enunț. La culoarea galbenă, sunt actualizate unele cunoștințe necesare pentru a corecta greșelile la culoarea verde a semaforului. Să începem! În mesajul scris de un copil de vârsta ta către mama lui, am învățat pentru test, dar am obținut un punctaj cam mic, există o greșeală de ortografie. Cunoștințele necesare pentru identificarea greșelii se referă la folosirea semnului ortografic apostroful. Acesta notează căderea accidentală a unui sunet dintr-un cuvânt, așa cum este cazul cuvântului da din mesajul copilului. Așadar, scrierea corectă a mesajului presupune notarea apostrofului la finalul cuvântului da. Apostroful notează lipsa consoanei R. În enunțul s-a stabilit o importantă contravaloare pentru deșeurile reciclabile, este scris greșit cuvântul contravaloare. Cuvântul contravaloare este scris abreviat sau prescurtat, dar este folosit un semn ortografic greșit, cratima în locul barei oblice. Deci, cuvântul contravaloare se abreviază corect prin folosirea barei oblice. Greșelile din enunțul Mihai Eminescu s-a născut în data de 15.01.1850 se referă la folosirea punctului în abreviere și în scrierea unor numerale. Ca semn ortografic, punctul notează abrevierea unui prenume, în situația noastră M pentru Mihai. De asemenea, punctul se folosește ca semn ortografic și în redarea cu cifre a datei. 15 ianuarie 1850 se poate scrie folosind punctul 15.01.1850. Pentru corectarea greșelilor, așadar, este necesară folosirea punctului în abrevierea prenumelui și a scrierii datei. Cuvântul nea apare de două ori în enunțul, primul fulg de nea din această iarnă ne-a adus bucurie tuturor. Pentru a afla în care dintre situații cuvântul nea este scris greșit, trebuie să ne aducem aminte că semnul ortografic cratima redă pronunțarea în aceeași silabă a pronumelui personal neaccentuat și a verbului auxiliar. În cazul nostru, pronumele personale de persoana întâi numărul plural, cu formele nouă, ne, ni, este prezent în structura cuvântului nea, iar verbul auxiliar a avea cu forma de persoana a treia numărul singular, a, este rostit împreună cu pronumele personal. Pentru a corecta greșelile, este necesar să facem diferența între substantivul comun nea și rostirea împreună a pronumelui personal neaccentuat ne cu verbul auxiliar a. Greșeala din enunțul îmi place să ascult cum cade ploaia pic, pic, pic se referă la folosirea virgulei ca semn ortografic. Virgula se folosește pentru a nota separarea unor cuvinte identice care se repetă. În cazul enunțului anterior, este vorba de cuvântul pic care se repetă. Corectarea greșelii constă în notarea virgulei după primele două cuvinte din structura pic, 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 care redă sunetul picurilor de ploaie. Acum, după ce am rezolvat împreună aceste 5 exerciții, ești suficient de antrenat pentru a rezolva și tu singur testul semaforul semnelor ortografice, pe care îl poți accesa fie prin codul QR, fie prin adresa de internet. După ce rezolvi exercițiul, te rog să te autoevaluezi pe baza grilei de la finalul videoclipului. Mult succes!
și pe curând! Dacă ai rămas la culoarea roșie a semaforului, te invit să mai urmărești încă o dată videoclipul cu mai multă atenție. Dacă ai ajuns la culoarea galbenă, mai poți rezolva încă o dată testul. Dacă ai ajuns la culoarea verde, meriți o pauză relaxantă și felicitări!